Proiectele pentru introducerea rețelei de apă potabilă și canalizare sunt pe punctul de a se realiza în partea de nord a județului Hunedoara, inclusiv în comuna Băița. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a făcut acest anunț chiar în comună, în fața a sute de localnici, declarând că promisiunile trebuie onorate, așa cum a fost și în cazul reabilitării drumului din această zonă, care s-a și realizat. Dacă drumul l-am făcut, cred că anul viitor, dacă nu și în anul ăsta, ne apucăm să băgăm apă potabilă, canalizare în toate localitățile din județ, în partea de nord. Avem un proiect european de 257 de milioane de euro câștigat. Facem licitație, acum este în licitație și să dea bunul Dumnezeu să putem să-l ducem la bun sfârșit, ca fiecare cetățean al județului să aibă apă, să aibă canalizare și lucruri deosebite. O facem pentru că trebuie să modernizăm satul românesc, pentru ca cetățenii care locuiesc la țară să nu mai aibă niciodată în gând, dragii mei, să părăsim satul în care ne-am născut și am crescut. La țară este cel mai frumos loc posibil unde poți să te manifesti, poți să duci o viață deosebită. Și sunt convins că și aici, la Băița, așa o face. Suntem mulțumiți dacă încep lucrările la apă. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Sigur că sunt onorat că sunteți astăzi ca de fiecare dată alături de noi. Proiectul de introducere a rețelelor de apă și canalizare în partea de nord a județului va fi realizat cu ajutorul fondurilor europene, având o valoare de aproximativ 257 de milioane de euro.